Thank you.
nu este în stare să se conducă singur. Pentru că este limitat și în creație și în existență biologică. Prin moarte omul este egal cu toate dobitoacele, iar prin păcat cade sub dobitoace. Acest concept al nostru este poate singurul la această oră în România care vine să-i amintească omului de credință și de Dumnezeu. Omul ca ființă spirituală și rațională este obligat să creadă în Dumnezeu. Dar această obligație ține de voința lui. Deci Dumnezeu nu este o entitate care să-l oblige pe om să creadă în el, ci a lăsat libertate. Dacă vrea să creadă, crede. Dacă nu vrea să creadă, nu crede. Numai că dacă nu crede, își pierde demnitatea morală. Și e suficient să vă uitați în jurul dumneavoastră ca să vedeți cum funcționează demnitatea morală în țara noastră. Nimic nu se face pentru apropierea omului de Dumnezeu. Singur biserica se mai ocupă de acest lucru. Această rătăcire a omului dovedește că omul nu mai crede în Dumnezeu. Relația dintre om și Dumnezeu este o relație foarte specială. Pentru că Dumnezeu nu se face cunoscut omului. O singură dată s-a făcut lui Moise și atunci a fost definit cine și ce este Dumnezeu. Poate chiar și religiile au propovăduit greșit rolul și ce este Dumnezeu. Ca un bătrân care stă undeva sus în cer și conduce lumea. Dar Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitor, este o entitate născătoare de viață. Nimic nu poate face viață în lumea aceasta decât Dumnezeu. Un mare savant japonez pe care l-am cunoscut ca Kazuo Murakami, care a lucrat la codul celulei umane, după ce a descoperit codul celulei umane, a spus, nu sunt un om credincios și n-am fost niciodată, dar există, trebuie să existe Dumnezeu. Pentru că 100 de savanți premiați Nobel nu pot face nici o baterie. Deci această relație care s-a creat când Dumnezeu s-a relevat cu Moise și Moise a spus, Doamne, vă voi duce la oamenii mei și îmi voi spune Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi. Dacă vă vor întreba cum îl cheamă, ce să răspund? Spune-le că eu sunt cel care sunt. M-a trimis cel care este. Deci acesta este Dumnezeu. Dumnezeu este o cale. A doua elevație, ca să demonstreze că este o cale, l-a trimis pe Fiul Său în lume, care s-a jertfit pentru păcatele oamenilor și care a rostit vestitele vorbe, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu va ajunge la Tatăl meu decât prin mine. Deci Dumnezeu
este o cale morală. Dacă vrei să crezi în Dumnezeu, urmezi această cale morală. Dacă nu vrei să crezi în Dumnezeu, nu o urmezi. Dar îți pierzi demnitatea. Este a doua mare revelație a lui Dumnezeu, venirea lui Iisus pe pământ. Aș vrea să începem această întâlnire de suflet cu o rugăciune. Doamne, nu te îndepărta de noi și nu ne părăsi. Că nu ne-ai fost tu oaspete, ci părinte. Și oricât de răi și oricât de netrebnici ar fi copiii, Tatăl nu tulbură fântâna plină de lacrimi a râsului lor. Doamne, nu ne părăsi. Am batjocorit slava Ta, am mințit și-am iubit de șertăciune, dar știm că numele Tine este scăpare. Ne ești mamă și ne ești tată. Și dacă ne-ai făcut din iubire, scoate-ne la loc larg din vâltoarea strâmtorii. Tată, ne-ai făcut oameni de vin și ne-ai dat dolarului să ne ardă în foc. Ne-ai făcut fluiere trebuitoare și harfe sunătoare. Atinge cu mâinile Tale corzile sufletelor noastre și suflă din nou în lemnul cântărilor noastre. Tată Ceresc, de ce stai așa departe de noi? Și lasă în har să atace ca fiară în cărările dosnice. Nimicește, Doamne, limbile lingușitorilor și buzile care vorbesc pentru fie. Ocărăște-i pe frații noștri care vor să-și ia toată partea, Doamne, în lumea aceasta. Fă să se platine temeliile munților, să se tulbure apele mărilor și vom alerga la Tine. Din dragoste pentru Tine, ne vom urca singuri pe cruce și singuri ne vom reteza o speciunile sufletelor noastre. Abia atunci ne vom aminti de primăverile și de câmpurile în care am aruncat semințele noastre, iar toamnele împăcării vor rodi din nou. Numai Tu, Iisuse, ne-ai învățat.
Și eu cu lacrimi și suspine.
ciudat că în această sfântă zi de duminică mă aflu aici în acest sfânt și minunat lăcar de rugăciune și de frumusețe sufletească. Și duminica trecută eram într-un lăcaș asemănător în Madagascar. Și biserica era plină că nu puteai să arunci un ac. Familii întregi cu copii îmbrăcați frumos de sărbătoare, cu papioane. Și am asistat puțin la slujba religioasă și pe urmă un predicator de acolo care a venit la noi ne-a întrebat cum se manifestă cultul și credința în țara noastră. Și mi-a fost rușine să-i spun că în satul unde am eu o casă, preotul face slujba uneori cu două persoane în toată biserica. Nu ne este dată decât o singură viață scurtă. Și atunci fiecare dintre noi trebuie să ne întrebăm cum putem folosi mai bine toată puterea noastră pentru slava lui Dumnezeu și fericirea celor pe care îi iubim. Fără aceste două deziderate, viața nu are nici o valoare. Cu mulți ani în urmă, am scris o carte de psalm. Vă spun că am să vă recit un psalm în acea carte, care acum 3 ani a participat la cel mai mare festival, concurs, Fernando Riello, din Madrid, care începe la Madrid, se termină la Vatican. Și din 208 scriitori din toată lumea, am avut onoarea și cinstea să fiu selectat dintre cei 12 finaliști la Vatican, ca cei 12 apostoli. Dar în România, presa și cei care ar trebui să popularizeze valoarea sufletului românesc, uneori se ocupă mai mult de fane spuitor decât de un mare cărturar sau de un mare sportiv. Ce mare și puternic ești, Doamne, că eu pierd înainte de a ajunge în calea ta. Și nu mă simt în stare să ridic până la înălțimea genunchilor, nici măcar un fulg din aripile tale care umbresc pământul. Un singur fir de păr din sprâncenele tale m-a rostoit ca un copil ce-n fașă leagă doică, iar privind măreția lucrărilor tale, sunt prizonier ca marea când se închide scoica. Ca bufnița ce noaptea vede a cerului culoare, iar dimineața e oarbă, sunt orb și eu. Și nu pot să înțeleg lucrarea ta și-a luminii splendoare. Oare ce sunt eu, Doamne, să-ți amintești de mine? Oare ce sunt eu, Doamne, ca să mă cercetezi? De ce nu mă pot ridica deasupra speranțelor mele? Și de ce nu pot cădea mai jos decât nădejdile mele? De ce odată îmi lovesc fruntea de stene și apoi cobor să scurg în rădăcini? De ce odată sunt fructul cunoașterii și odată sămânță căzută între spini? Te caut în munți și pe timp se leargă năuc, iar tu lângă mine,
continui lucrarea. Cuvântul mă bați și cu ploaia mă speli ca un prunc. Cu o mână pe drum mă îndreți și cu alta mi-ntuneci cărarea. Și gândul plecat se întoarce la gând. Și cântul întrebării se întoarce la cânt. Mă simt o sămânță în pâlc, căzută din pom pe un mormânt.
iubirea noastră, iubirea dumneavoastră de Dumnezeu ne-a strâns astăzi aici să fim împreună. Vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc pentru că ați călcat în casa Domnului, ați venit să cântăm și să ne rugăm împreună. E important pentru noi, cei care colindăm cu aceste cântece, să ne întâlnim cu oameni și cu suflete frumoase. În această seară, noi am dăruit, dar am primit mai mult de la dumneavoastră, prin trăirea dumneavoastră, prin aplauzele dumneavoastră. Și vă mulțumim din tot sufletul nostru. Vă rog să îmi permiteți, așa cum se cuvine, să mulțumesc celor care ne-au invitat aici. Primăriei, Consiliul Local al orașului și Mleu Silvaniei. Mulțumim din suflet pentru că ne-a creat această oportunitate de a fi împreună cu dumneavoastră. Să mulțumim gazdelor noastre de astăzi, Bisericii Greco-Catolice, o gazdă excepțională, extraordinară. Ne-a primit, cum rar întâlnești, să fi primit într-o asemenea locație. Oameni de mare suflet. În egală măsură, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc actorului Doreb Nișan, să mulțumesc Marianei Angel, grupului vocal Angelos, condus de Traian Soliță. Să mulțumesc grupului Cameral Cantores, condus de profesor Petrișor Varga. Să mulțumim lui Marcel Angel, care se află acolo sus, cu poarta. Și să-i mulțumesc fratelui meu, Marius, care ne-a asigurat sunetul din această seară. Și să-i mulțumim lui Ionuț Pulea pentru o prezentă de excel. Să dea Domnul Dumnezeu ca sărbătorile pascale să vă găsească cu sufletele deschise. Maestru spune că să vă găsească cu sufletul la dumneavoastră. În liniște și pace, lumina să vă încălzească și să vă călăuzească pașii în viață. Doamne ajută să vă trăiți frumoasă tuturor și vă mulțumim pentru tot. Nu cumva să-mi fi dat timpul.